Pa, ce se întâmplă Survivor aici? Survivor începe. Survivor începe sezon nou? Uh-huh. Deci tu dormi la școală? Da. Deci tu chiar dormi la școală? Da. Și... O să vii mai târziu să vezi corturile pe la un 5-6. Pe la 5-6 îmi plasează corturile? Da. Păi și ce ai în ghiozdan? Sac de dormit. Aici ai sac de dormit, pijama. Asta de pus sub sacul de dormit. Păi și celălalt rucsac nu-l iei? Ba da, uite. Noroc cu your mother. Asta e. Opa, uite mama asta frumoasă. M-am aranjat. Haide, aici am lucrurile pentru dormit. Aici am toate telefoanele din Survivor. Din Survivor. Dacă băiatul în tabără, o zi. În curtea școlii. În curtea școlii. Eu diseară voi fi la gard. David, îți aduc o mami ceva. Te fac de râs? Nu. Dar povestește cum a venit mami când a venit la concert. Zic că ai fost tare asta, David. Deci, arată, dacă trebuie să-ți arată. Stai că ți-a dat rucsacul. Deci am fost plecată 4 zile. Îmi cer scuze că e dimineața așa. Arăt superb. Mulțumesc. Am fost Eva, mami este superbă. Am fost plecată 4 zile. Mami este... David, stai un pic. Eva. Zi, Eva, cum sunt? Eva, mami e superbă. Nu e ora ei de lăudat acum. Stai așa. David, vreau să vezi asta. După 4 zile de plecat prin țară și așa, m-am întors și mi-a fost foarte dor de el. Și l-așteptam la gard. Toate mămicile acolo serioase, la gard, așteptau copiii, povesteau. Eu când l-am văzut pe David că iese din școală, uite-te cum am făcut. Ia. E ce? Mami, da? Ce? Cine ești tu? Tu. Deci aici e gardul da. Și nu păzrece de el și aici așa. Și mami. Asta a fost dansul bucuriei că mi-am văzut copilul. Da. Și David, cum făceai tu? Și tu ce ai zis, David? Fii sincer. Și tu imită-l pe David. Oprește-te! Oprește-te, băi! Da, așa cu mâna, cumva, la gura. Oprește-te, că mă faci oprește-te! Ăștia la alții. It's embarrassing. Ce embarrassing, mă, copile? Eu abia așteptam să vin să te văd. Eu am zis aia ca să te fac să nu mai zici. Ah, ok. Deci, dar ce, ți-era rușine? Nu. Haideți odată, ce mai așteptați? Hai, ok! Hai, bună dimineața! Ce ai? Așa mai acceptam. De ce? Pentru că te ești mai slim. Mai slim? Wow! Mai hazliu, am zis. Hazliu, iartă-mă. Eu l-am zis că-s mai hazliu. Și eu am zis slim. Fiecare ce gândesc. Mama este superbă, Eva, să înțelegi. Nu, mama este cea mai bună, nu e superbă, ci... Nu e superbă? Ce scrie, David, ce... Nu, asta nu e bine. Da, numele da, tuturor pe ultimul, toate gardele. Măruță! Măruță! Eva, tu ai examen? Măruță! La spelling, hai! Haideți! David, doarme astăzi la școală! Hai. Vă plac adidași și noi! Nu sunt adidași, ce zi o să-ți fie fric, David! Las că vin eu la gard și aduc geaca! Hai că-ți aduce mama plapu, mă! Și cum o să dai mama la gard? Oh, dar n-am pernă! Ce pernă, mă, ești în tabără, hai intră. Hai, du-te. Ai nevoie de pernă? Nu, că îmi iau sacul de dormit în pună. Ai nevoie de pernă? Îți aduce mama. Îți aduce mama de seară. Îți spune hainele azi. Mâncare caldă, ciorbă, tot ce vrei te aduc. Pune-l jos, că nu poți să iei. Da, așa e. Eva. Îl aduci pentru școală. Hai, David, treci mai încolo. Hai, Eva, dar tu ce geacă ai pe tine? Hai, ajutorul meu, hai, vă rog. Asta e geacă lui prietena mea, din cauza că în acea zi am venit cu geacă de piele și a ei era de la Zara, așa, mă, nu era de la Zara și de-abia, și mamele noastre, știu, și de-aia, de-abia, acum am observat că asta nu e noastră. Oh, alo, cine le claxonează? Da. Deci au confundat gecile. Prietena avea de la Zara, Eva de la H&M și s-au confundat. Asta e, se face dreptate astăzi. Ia să vedem acum. David, tu ce faci? Mamă, ce freză ai. Eva. Bună ziua. Haide, puneți centurile. Dar puneți-vă centurile. Ok, ok, hai, ajută-mă că... Haide, te ajut, uite, hai, poftim centura. Păi tu, David, ajută pe Eva. Păi mine le-am lăsat în gheață. Păi hai. Ce înseamnă să ai un frate? Băi, aș vrea să le povestesc cu oamenilor cum a fost cu accidentul ăla pe stradă. Ba da. Și da. David, uite, nu. Chiar vreau să întreb. Da. David, serios, eu vreau să întreb chestia asta pentru mine, pentru oameni. Deci, oameni buni, pregătiți-vă, pentru că am pentru o super noi întrebare. Noi vă zicem totul vostru. Noi vă zicem totul vouă. Da. Prietenii noștri, noi cu Instagram-ul, Facebook-ul și TikTok-ul trăim, nu? Da, și cu YouTube-ul. Și, cu? Și cu YouTube-ul. Perfect. Imediat vedeți despre ce vorbim. Hai să mergem! Hai că a revenit și am v-am spus... Da, stai un pic, nu vreau să povestim despre eu treaba filmez. De pe stradă. Da? Mami ne filmează. Deci ideea deci, e felul următor, oameni buni. Acum câteva zile, David juca basket pe stradă cu mai mulți copii. Una dintre fetițele de pe stradă
s-a lovit destul de tare. Stai un pic, povestește tu, David, povestește tu. David făcea așa cu mingea. Și David, și David și fata intra cu nasul în sau cu gengiva în minge. Ok, perfect, hai să depășim momentul. Și David a intrat cu capul în... Ok. De aici. Perfect. Deci, David, în nasul ei. Stai să vă povestesc. Și, da, stai, și eu să la povestesc. Fata aia ia cu stingea din nas, da? Și la David a avut dita mai cu cuiul. Ok. Și acum eu vreau să povestesc și spun la tine, Eva. Și atunci, oameni buni. Și vreau să vă zic ceva. De aici încolo sunt cele mai grave lovituri. Da, ok, perfect. Și stai să vă spun eu ceva, oameni buni. Deci, camera pe mine. Eu când am văzut ce s-a întâmplat, pentru că eram pe stradă, m-am dus imediat la fetiță să văd dacă este bine, să-i duc un șervețel. David se ținea cu mâna de cap, am văzut că nu plânge, m-am gândit că este ok. După 2 minute, 3 minute după ce s-a lămurit toată lumea, m-am dus bineînțeles și la David după aceea, după ce s-a lămurit toată lumea, să știți că Eva m-a luat în cameră, în casă de fapt, în casă, am intrat în casă și a zis, bine că am intrat în casă, pentru că îmi vine să plâng și chiar a început să plângă în hohote, pentru că tu trebuia să te duci la băiatul tău prima dată și apoi la celălalt copil. Și am spus, Eva, dar eu m-am dus la copilul pe care l-am văzut mai lovit, adică m-am gândit că e mai mică și are nevoie mai mult de ajutor. Și aici m-a certat Eva. Cine are dreptate? Eu că m-am dus la copilul... Dar stai să vă explic, că ai explicat numai ca să ai tu dreptate. Și vreau să vă zic așa. Păi eu am zis, tu ai născut un copil, știu, îl iubești, asta nu înseamnă iubire. Adaug și eu o virgulă. De ce? Dar spune stai, de stai ce. Stai un pic, David, să-ți termine Eva, despre și apoi tu. Nu, adaug o virgulă legat de mai bine știi ce putea să facă, zici, așa faceți și voi, nu? Așa faceți și voi. Adică Eva, vedeți, ce-a pățit copilul vostru, îl duceți în casă, mănâncă, îl duceți la somn și după aia vedeți ce-a pățit copilul ăla. Adică tu, Eva, spui că eu trebuia prima dată să mă duc la copilul meu și apoi la copilul celălalt. Da. Poftim? Deci asta e, oamenii buni, a început să... Te trebuia să vezi ce are, dacă și-a spart capul și tu nu știai că te-ai dus la fata aia. Păi da, dar eu am văzut că ținea mâna pe cap, adică David nu l-am văzut ținea să plângă. Ținea mâna pe cap, că îl durea. Și îți pot zice ceva, o paranteză despre... Te rog, azi. Acum zici și tu, David, părerea ta. O paranteză, sper că n-am uitat-o. Zi, legat de provestea asta cu lovitul. El vrea despre altceva să vorbesc. Nu, e legat despre asta. Bun, deci tu bona fetei s-a dus la mine sau la fată? Ai dreptate, bona fetei s-a dus la fată. Și tu te-ai dus tot la ea. Poftim? Tu te-ai dus tot la ea. Da, pentru că ideea e în felul următor. Eu m-am dus tot la ea. Eu sunt aici, doamna operator. Doamna avem operator. Aici pe cineva care ne filmează. Nu știm ce este. Nu, stai un pic. Cred că l-am pierdut și pe ăsta. Dar povestim mea de pariu. Dar ideea e în felul următor, David, eu m-am dus la fetița de pe stradă pentru că ea era mai lovită decât și tine. Și da, dar se pare că dreptate are Eva pe... Nu, dreptate. Aveți dreptate. Părinții ei nu erau acolo, David, și era singurul adult, Cătălin. Nu, ascultă un pic. Am întrebat chestia asta și am încercat după povestea cu Eva, când am văzut că plânge, să aflu mai multe și să întreb și într-adevăr trebuia să mă duc prima dată la David. Să văd dacă e bine. După ce văd că e bine, mă duceam imediat acolo, că era unul lângă altul. Poate fetițele iarăși au o dreptate. Poftim? Iarăși am dreptate. Ai dreptate? Iarăși am dreptate. Așa este. Ai avut dreptate. Dar hai să vedem ce zic oamenii în comentarii. Să vedem ce ne zic oamenii în comentarii aici. Deci ori Eva are dreptate că trebuia să mă duc la David, ori eu am dreptate că trebuia să... Te rog să-ți iei cameraman. Da. Eu nu mai filmez. Că o să mă ciesc, că nu am bine, cred. Cine știe. Da, ai pierdut pariu. Ia. David, am pierdut și un pariu, David. Nu am zis că ajungem la 8. L-ai câștigat, David. Și a câștigat, David, pariu. Și era câștigat pariu într-un magazin. Am pareat hai, cu vă tati. Pupăm. Stai să vă zic ce pariu. Am pareat cu tata că un băiat fix care a intrat în magazin, fix acel băiat, se duce la prima pereche pe care am atins-o eu de Adidas de fotbal. Uite-te la pe telefon. Care a fost o pereche de Nike-uri de la Kylian Mbappé. Și tata, din 30 de perechi. Mai multe și perechi s-a dus fix la perechea aia la care s-a dus și David. Și am câștigat 50 de lei. Am făcut pariu pe 50 de lei, ce înseamnă, 100 de lei. Ceea ce înseamnă că întotdeauna copiii trebuie ascultați pentru că s-ar putea să aibă mai multă dreptate decât adulții, chiar dacă asta sunt lucruri mici. Poftim? Dar nu tot timpul. Ce zici, Eva? Eva, ce ziceai? Că asta e adevărat. Asta e părerea mea. Voi ce ziceți voi? E bine, nu? Deci unul, tu trebuie să zici că asta e părerea mea, păi tu poți ai altă părere, fiecare are altă părere, punct. Da, exact, pentru că suntem mulți și diferiți.
Am ajuns la școală la 8 și 16 minute, uite aici. Trebuia să fim până și 15. Uite aici, 8 și 16, da. Trebuia să fim până la și 15, deci am pierdut la un minut, pariu. Hai, David, baftă aici la școală. Baftă, la... baftă, David. Diseară mama de la gard, eu sunt, da? David. Uite cum au făcut. Baloane. Da, pentru el, sigur. Nu se vede. Eva, baftă astăzi la examen. Baftă la spelling test. Testul la baftă. Pa, tati. Pa, și lăsați-ne în comentarii ce trebuie să fac, să mă duc prima dată la David sau la fetița rănită, suntem curioși. Și lăsați în comentarii dacă trebuie să mă să fac un curs de filmat. Curs de filmat, exact. Facem sau nu facem cu Andra, care vă așteaptă la colinde, turneul de colinde. Ok, închid. La Cluj. La Cluj mai sunt bilete. Haideți doar de Crăciun. Da. Asta facem în fiecare dimineață. Haide. Ne certăm unii cu alții. Haide. Avem debate-uri, adică cine a avut dreptate, cine nu. Hai, pa! Dă pusi la mami. Ma! David, dă pusi. David. Hai, hai! Pa! David, dă pusi. Pa. Vă pupăm! David! 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 Crezi că e rușine? Nu răspunde. Am zis că îl sunt pe doctorul Cristian Andrei să văd dacă eu am procedat bine sau dacă Eva are dreptate. Sper să și răspundă doctorul Andrei, Cristian Andrei, prietenul meu. Doctore! Da. Ai FaceTime? Poftim? Aveți FaceTime? Am apăsat FaceTime. Da, vrei FaceTime? Da, să vă văd. Pentru că e prietenul nostru, doctorul Cristian Andrei, un super doctor. Gata, celebrul doctor. Vreau să îmi spuneți, eu am dreptate sau Eva, că m-a pus foarte tare pe gânduri treaba asta. Și anume, doi copii s-au lovit pe stradă, unul era fiul meu David de 11 ani, s-a lovit de o fată. Fata, dar s-au lovit pentru că se jucau, adică n-a fost nimic intenționat. Fata, am văzut că a început să plângă și că îi curge sânge din nas. David își punea mâna la cap că îl doare, că are un cucui. Eu m-am dus repede la fata respectivă. Am stat mai mult cu ea pentru că am văzut că David nu plânge. Și după aia Eva tot încerca să le explice copiilor că celele sunt loviturile la cap. Eu am văzut că ea n-are absolut nicio problemă, dar după aia când am intrat în casă a început să plângă, efectiv cu lacrimi de crocodil. Vă trimit filmarea și o să și pun puțin aici. Trebuie să o întreb pe Eva dacă îmi dă voie. Și mi-a spus că trebuia să te duci la copilul tău prima dată și apoi la celălalt copil. Și am rămas un pic surprins, mi-am dat seama care e varianta ok. Păi există o regulă a salvatorilor, a oamenilor care salvează victime, și anume acorzi prioritate în funcție de gravitatea leziunilor. Și dacă o persoană are sângerare, iar cealaltă are cucui, bineînțeles că trebuie sângerare în primul rând, pentru că ești un om profesionist sau matur. Faptul că acea persoană care s-a lovit mai puțin este rudă cu tine, contează mai puțin în situații din acestea mai serioase de accident. Dar nu trebuia să aici mă duc. Eva spune, trebuia să te duci să vezi că David e în regulă, pentru că și el s-a lovit și n-aveam de unde să știu dacă la el e mai grav sau mai puțin grav, își punea mâna în cap. Și mi-a zis, de ce nu te-ai dus să vezi dacă e bine și apoi să te duci imediat la celălalt copil la care s-a dus și bona lui care era pe stradă și altcineva. Este să te duci când ai un reflex de apărare din instinct. Nu te mai gândești cine este rudă, te gândești că vezi sânge sau că vezi pe cineva că se simte rău. Și deci aici este o întrebare esențială pe care noi trebuie să o punem lui David. Și anume, dragă David, te-ai simțit neglijat de tatăl tău în momentul acela sau ai înțeles că există o prioritate și ești ok cu asta? Și deci, da. Dar cum e bine oare de procedat, că poate mai sunt oameni care trec prin lucruri asemănătoare și cum e bine să faci? Pentru că împărăția, am pus la Andra pe Facebook, mulți oameni ziceau, domne, te duci prima dată la copil, vezi că e bine și imediat te duci la următorul. Alții zic, domne, nu, te duceai la cel care era căzut acolo și apoi la copilul tău.
Cel mai bine este să o iei pe Eva de mână și să vă duceți împreună la David să-l întrebați. David, ești ok cu faptul că a fost ajutată acea fetiță pentru că era mai micuță, mai fragilă și avea o sângerare? Probabil că David o să spună da, sunt de acord cu asta. Și tu atunci ca tată spui, sunt mândru de tine, David, ești un bărbat adevărat. Și amândoi o liniștiți pe Eva că David este ok și că tata a procedat corect. Și dacă deci David zice, vroiam să fii prima dată la mine? Nu știu, iau și varianta asta în calcul. Dacă David zice, aș vrea să vii întâi la mine, înseamnă că e chestiune de iubire, care are nevoie de atenție și de prioritate. Și atunci trebuie discutat cu el de ce se simte neiubit sau de ce simte că uneori nu este prioritar pentru tatăl lui. Dacă ar fi așa, dar cred că n-ar fi așa. Nu, nu, eu am luat în calcul orice răspuns posibil ca să îmi dau seama cum ar fi trebuit să procedez. Deci n-am procedat greșit, da? Pentru că Eva, efectiv, când a intrat în casă, a început să plângă și face, nu pot să cred, nu te-ai dus la copilul tău și te-ai dus prima dată la alt copil să vezi ce are. Dar copilul tău plângea, că și David, Eva l-a văzut plângând și că suferă și tu, de ce nu te-ai dus la copilul tău prima dată și te-ai dus la celălalt copil? Și am zis, băi, să vezi că am greșit, nu am făcut bine ce am făcut. Am fost așa, puțin bulversat. Poți să-i spui Evei că a zis doctor Andrei că tatăl ei poate fi angajat de mâine la smurt. Pentru că a dat dovadă de profesionalism. Gata, sunt scăpat. Perfect. Întotdeauna când avem nevoie de un sfat echilibrat și pertinent, doctorul Cristian Andrei. Deci omul ăsta, măi nene, știe să te lămurească și să facă treaba perfectă. Doctore, ești minunat. Și voi sunteți minunați cum vă adunați. Mulțumim mult de tot. De. Mulțumim mult. Pentru părinți, pentru părinții care se uită acum pe Facebook, vreun sfat pentru treaba asta? Și în general pentru relația părinte-copil în astfel de situații? Este foarte bine ca toți copiii, indiferent de vârsta, oricât de mică, să aibă ocazia să-și spună opinia și să existe o dezbatere într-un moment în care toată lumea s-a calmat. Astfel încât copiii să aibă ocazia să învețe. Pentru că de foarte multe ori suntem pradă instinctelor, după care dăm seama că ar fi putut să existe niște proceduri mai bune, pentru că și copiii au nevoie să învețe de la adulți ce să facă în situații deosebite. E o foarte bună ocazie să vorbești despre primul ajutor, despre cum se oprește o sângerare. Poate că weekendul ăsta, dragă Cătălin, o să fie un weekend bun pentru a le preda copiilor tăi câte ceva despre primul ajutor, știi? E bine să folosim experiențele memorabile pentru a le transfera copiilor niște cunoștințe care în felul ăsta nu sunt uitate toată viața. Perfect, mulțumesc mult de tot! Cu plăcere! Mulțumesc mult de tot! Salut! Doctorul Cristian Andrei, un om fabulos, de fiecare dată ne dă câte o mână de ajutor și știe exact cum stau lucrurile. Deci gata, plec acasă liniștit. David în seara asta e la școală, doarme acolo, în cort, în curtea școlii. Uite, trebuie să zic asta și la doctor. Mi-a zis prima dată când se întâmplă asta, e un fel de înțărcat. Și îmi dau seama de fapt că n-am greșit și sunt convins că David nu s-ar fi supărat, pentru că și el a venit după aia să vadă ce s-a întâmplat cu cealaltă fetiță, cu toate că avea dita mai cu cuiu în cap. Ok, acum trebuie să mă duc să-i spun Evei că a fost exact ce trebuie și să vorbim despre chestiile astea de prim ajutor. Super! Mulțumesc pentru mesaje și dezbaterea, filmulețul vi-l las în comentarii să vedeți cum a fost la Andra pe pagină. Așa că nu e ușor să fii părinte. Copii mici, probleme mici. Copii mari, probleme mari. Un clișeu, dar atât de adevărat. Pa! Unde credeți că am ajuns noi la ora 8 seara? Unde ești, mami? Eu mă plimb, eu îmi fac plimbarea de seară. Dar de ce ești și la școală? Și întâmplător am ajuns la școală. Nu știu cum am ajuns aici, dar am ajuns. Se uită la film! Deci tu practic ai vrut să vezi dacă David... Se uită la film! Uite, e un portar acolo care, uite, vine încoace și o să zică că ne avem voie, dar nu mă interesează, domnul portar. Hello. Hello.
having a fabulous time. That's good. Great behavior. Loving every minute of it. Set his tent up with his friends. God, had a whale nice. Of a time. Yeah, now they're watching Monsters, Inc. Then we've got a sing-along. And then we've got story time. And then bedtime. Doar mama ta... Nu crede David? Te iubesc din toată inima, îți mulțumesc că ai venit. Mi-a zis Sergiu. Îți mulțumesc. E, vai, pup mâinile. So I can sleep good. I love you so much. Uite, tentul meu e fix ultimul de la gard. Da, zi cum e. Ce a fain. Thank you. Cum ne-a e? Făcut loc acolo tot. Și cum e? Gata, plecăm acum. Seara, nu mă aveți voie de la ora 8. Gata, am plecat. Acum am plecat. Haideți. Gata. Iertați-ne, e o mamă pur și simplu speriată. Nu e mama speriată, lăsați că nu arată. Oh. E speriată. Da, eu am insistat că oricum ne am făceam aici. Lăsați-l aici că-l facem. Deci are popcorn, are floricele. Acum m-am descălțat. Pa. 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 Te iubesc. Ia zi, mamă. De ce plângi? Oh, îi dor de David, vrea să fie cu David aici. Gata, mamă, gata, mamă. De ce plânge Eva? Gata, mamă, gata. Mie mi se pare foarte tare că David stă la școală singur și eu sunt super fericit. Tare. Nu e adevărat, voi plângeți. Păi asta nu înseamnă că nu ni se pare tare. Ne bucurăm pentru David că se simte bine. Eva, te bucuri? Doar ne e dor de el, atâta tot. Ce anume? Îl vrei pe David? Gata, mami, gata, păpușa mea, gata. E foarte fain, era acolo și se distra și era perfect totul. După David la școală, da? No. La ora 8 dimineața vom fi acolo. Hai. E ok? Hai să punem mâna pentru David. Haide, David. Pentru David. Distracție plăcută. Lasă cu capacul deschis. De ce avem și noi aici? David, avem și noi popcorn. Eu îi dăm și mie unul. Na, avem și noi și ne facem film.